Imagini spectaculoase vin din Barcelona, acolo unde o stau uriașă de aproape șase tone a fost montată pe unul din turnurile celebrei Sagrada Familia. O stea uriașă cu 12 colțuri a fost instalată pe turnul Fecioarei Maria, ce aparține celebrei Catedrale Sagrada Familia din Barcelona. Steaua măsoară peste 7 metri și cântărește 5,5 tone, potrivit unui comunicat transmis de conducerea catedralei. Reprezentanții catedralei mai spun că decorațiunea, care este realizată din oțel inoxidabil și sticlă, semnifică o mare stea luminoasă ce va schimba orizontul Barcelonei și va aduce lumină și speranță. Pe 8 decembrie, steaua va fi binecuvântată printr-o slujbă religioasă, și va fi aprinsă pentru prima oară, având un spot luminos pe fiecare dintre cele 12 colțuri. Proiectată de arhitectul catalan Antoni Gaudi, Catedrala Sagrada Familia, cel mai vizitat monument din Barcelona, cu 4,5 milioane de turiști în 2017, a fost inclusă din 2005 în patrimoniul mondial UNESCO. Proiectul lui Gaudi conține 18 turnuri dedicate celor 12 apostoli, 4 evangeliști, lui Isus și fecioare. Maria și include elemente moderniste, de Art Nouveau, precum și gotice tradiționale. Însă cel al fecioarei Maria, pe care a fost așezată steaua uriașă, este abia al noua și a fost terminat abia acum câteva săptămâni. Gaudi a început lucrările la acest edificiu în anul 1882. Cu toate acestea, șantierul finanțat doar din donații ale credincioșilor și vizitatorilor trebuie să se închidă în 2026, la un secol de la moartea arhitectului.